Salutare, dragilor! Astăzi vin cu o rețetă cu o felie mare, mare de harbuz. Uitați-vă la ea ce bine arată, da? Este o felie de harbuz în salată, da? O salată în formă de o felie de harbuz. Uitați-vă cum arată. Așa, se aseamănă, da? Nu-i așa? Deci, rămâneți cu mine și eu împreună cu voi o să prepar. Așa, deci pentru salata noastră în formă de o felie de harbuz vom avea nevoie de 2 roșii, 2 castraveți, o ceapă, 3 sau 4 ouă, eu aici am 3 ouă. Cașcaval 150-200 de grame, aici am ras cașcaval mărunt, mai mărunțel, dar aici am mai mășcat. Deci avem nevoie? Avem nevoie de 400 de grame de piept de pui, dar eu nu am piept de pui și pun salam. Așa, salam tăiet cu bulețe. Avem nevoie și de măsline negre. Măslinile negre să meargă la decor pentru sâmburii de la harbuz. Și aici am maioneză. Rețeta la maioneză s-o las de dedesubt la video acesta. Deci, dați să începem să formăm felia noastră de harbuz. Așa, luăm o bludă, un podnos ceva, da, mare și formăm felia noastră. Deci, punem salamul sau pieptul de pui fiert, îl fierbem cu sare și îl tăiem tot cu buleț, da? Apoi punem așa și formăm felia noastră. Formăm așa o felie de harbuz. Așa, am format, iată, așa, da? Nu e chiar, dar ne stăruim cât de cât. Acum punem maioneză. Puteți puneți și morcov coreană, puteți să puneți și ciuperci. Asta totul e la dorință, da? Așa. Nivelăm cât de cât putem. Așa, acum punem ceapa. Ceapa eu am marinat-o cu o lingură de oțet, cu o linguriță de zahăr, cu jumătate de linguriță de sare și un pahar de apă. Am lăsat-o pentru jumătate de oră și ea s-a marinat. Așa. Așa. Nu punem drept pe margină, fiindcă la noi trebuie să fie aici mai subțirel felia de harbuz, da? Așa. Așa. Aici am greșit puțin, trebuia să lăsăm așa ca o coarjă, ca să facem coarja de la harbuz. Așa, acum punem ouăle fierte date prin răzătoare. Așa, deasupra la ou punem maioneză.
Și nivelăm cât de cât putem, da? Așa, acum luăm cașcaval mărunt ras și punem deasupra la ouă. Și iarăși punem maioneză. Așa, acum castraveții mei îți dați prin răzătoare, îți sărați și storși de apă. Vom pune pe margine. Facem coarja la carbuz. Așa, am pus pe margine. Am pe marginea aceasta, punem care e coarja cei mai albă, da, pe înăuntru la asta, la harbuzul nostru. Este verde, albă și apoi miezul. Așa. Acum luăm roșiile. Așa, după ce am pus roșiile, acum punem sâmburii, da? Așa, dragii mei, felia noastră de harbuz este gata. La noi s-a primit mai mare coarja, puțin, dar sunt așa harbuși care cu coarja groasă, da? Coarja groasă, da? Uitați-vă. Se aseamănă puțin la harbuz, da? La o felie. Deci, dragii mei, dacă v-a plăcut rețeta și videoul, abonați-vă la canalul meu, puneți like-uri, dar eu vă zic numai bine, pa, pa!